Cine sunt eu? Cine am devenit în urma tuturor experiențelor mele, bucuriilor și încercărilor? Cine sunt eu dincolo de roluri și așteptări? Ce părți din mine sunt încă ascunse, care nu au fost încă explorate, poate din teamă, poate din lipsă de timp? Ce chemare îmi simt acum în adâncul sufletului meu? Ce îmi spune inima că ar trebui să creez, să trăiesc, să ofer lumii în anii care urmează? Cum mă simt în legătură cu povestea vieții mele? Există ceva ce aș schimba? Ceva ce îmi doresc să fi trăit diferit? Și dacă da, cum îmi dau permisiunea de a începe acum? Ce parte din mine tânjește să fie văzută și acceptată? Cum îmi ofer iubirea pe care mi-o doresc de la ceilalți? Cum îmi iert greșelile și îmbrățișez puterea mea interioară? Cine sunt eu? Sunt suma experiențelor mele sau poate fi ceva mai mult? Pot crea o versiune nouă, mai conștientă, mai plină de viață, mai autentică a mea? Cu aceste gânduri m-am trezit astăzi dimineață și fără să-mi pun fonul de ten și fără să-mi pun serumul sau bijuteriile și fără să-mi pun o haină din garderoba mea mai veche, mi-am luat pur și simplu apa cu mine, mi-am luat corpulețul acesta frumos și am mers să mă încarc cu energia și cu puterea soarelui, cu sunetul și mesajele valurilor pe malul mării și m-am încărcat cu această lumină și căldură. M-am conectat la sinele meu divin și mi-am pus aceste întrebări. Cine sunt eu? Cine sunt eu în această lume și ce mesaj pot să transmit mai departe oamenilor care sunt în jurul meu? Oamenilor care abia așteaptă transformarea pe care sunt gata să le o aduc sau să-i provoc să descopere acel potențial din ei. Cine sunt eu acum? Am ajuns la această vârstă să mă privesc în oglindă, oglinda fizică, dar mai ales acea interioară. Văd urmele experiențelor mele, deciziile care m-au adus până aici pe acest drum. Dar mă întreb, cine sunt eu dincolo de ceea ce am devenit? Am jucat atâtea roluri, mamă, parteneră, fiică, soție, profesionistă. Toate mă definesc, însă mă întreb dacă ele mă reflectă în întregime. Cine sunt eu fără toate acestea? Dacă le-aș îndepărta, cine aș mai rămâne? Simt uneori că o parte din mine a rămas tăcută, undeva în spate. O voce care nu și-a găsit întotdeauna spațiu să se exprime și totuși e acolo. Tânjește să fie văzută, să fie auzită. Poate că de prea multe ori am ales să îmi pun această voce în așteptare pentru ceilalți. Dar ce ar spune ea acum dacă i-aș oferi timp să vorbească? Ce dorințe mi-ar șopti? Sunt momente când mă întreb ce vreau cu adevărat de la viață, dincolo de așteptările celorlalți. Îmi simt sufletul tânjind după autenticitate, după conexiuni profunde, după libertatea de a trăi exact așa cum simt, fără compromisuri. Ce chemare simt acum, la această vârstă? Ce vreau să creez, să manifest în lume? Poate e timpul să mă ofer răgazul de a-mi explora visurile neîmplinite, de a transforma dorințele reprimate în realitate. Simt că viața nu se măsoară doar în realizări exterioare, ci în cum mă simt în legătură cu mine. Sunt împăcată cu povestea mea. Ce ar schimba dacă aș avea șansa să o rescriu? Și, mai important, cum îmi dau permisiunea să schimb acum ceea ce am simțit că nu mi-a aparținut cu adevărat? Mă gândesc la dragostea de sine. Îmi ofer iubirea pe care o aștept de la ceilalți? Cum îmi accept imperfecțiunile, vulnerabilitățile? Dacă ar fi să mă îmbrățișez cu totul, ce aș descoperi? Poate o forță mai mare decât am crezut vreodată că am. Poate o blândețe față de mine însămi pe care am amânat-o prea mult. Sunt suma experiențelor mele sau pot fi mai mult? Dacă mi-aș permite să mă reinventez acum,
cum ar arăta viața mea. Ce fel de om aș vrea să devin în următorii ani, știind că tot ce am trăit până acum m-a pregătit pentru acest moment. La această vârstă, nu mai caut să îndeplinesc așteptări externe. Caut să mă descoper, să mă ascult cu adevărat. Să trăiesc din ceea ce simt că e esențial. Pot să fac din restul vieții mele o creație autentică? Una care să reflecte adevărata mea chemare? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez acum. Aceasta este întrebarea pe care te las pe tine să ți-o adresezi ție, să ți-o adresezi sinelui tău divin,